încărcăm în magnifica platformă numită YouTube, după care mă urmăriți în momentul de față, care merge de nu mai merge. Adică merge de mai bine stă. Da, da, da. Come on, baby. Come on, come on. Așa, 50 de milioane de clicuri. Hello, hello, bună dimineața! Dați să vă dau un pic de lumină, că mă vedeți în ceață, așa, nu? E, oricum mă vedeți în ceață, da? Dar să mă vedeți mai bine. Bună dimineața! E, altă viață, nu mai este totul închis la culoare? Nu mai e totul beznă în spatele meu? E altceva? Ce faceți, dragilor? Bună dimineața! Astăzi este o zi magică de duminică, că de-aia încarc clipul. Am aici a doua cafeluță cu mine, că la prima n-am reușit să vorbesc cu voi, că nu mă trezisem încă. Abia dacă m-am trezit să o sun pe mama, că astăzi e ziua ei. Suntem în fabuloasa zi de 30 decembrie, răscărească Dumnezeu. Deja mă văd la final de an. Nu, încă nu mă văd la final de an. Suntem în fabuloasa zi, stați că mi-a trecut algum prin cap, de-aia am făcut pauza. Suntem în fabuloasa zi de 30 iulie și m-am gândit ca pentru acest daily vlog pe care îl începem astăzi și cred că tot astăzi îl termin, depinde cum o organizez, să facem un fel de reset, pentru că având în vedere halul de lună iulie pe care l-am avut, având în vedere de câte mi s-au întâmplat și având în vedere cât de haotic am fost în ultima vreme, am nevoie de un reset din ăla maxim. Eu am mai făcut, cred că o dată sau de două ori, genul ăsta de clip pe canal și vreau să-mi spuneți în comentarii la finalul acestui clip dacă vă place ideea și poate facem la final de fiecare lună. Inițial mă gândeam să fac reset pentru restul anului, pentru finalul anului, că de-aia am zis 30 decembrie, dar nu. Vom face reset-ul doar pentru august, pentru că trebuie să luăm cu baby steps, că mie nu-mi place asta cu planificarea la lung, așa, pe mine nu mă încântă ideea asta cu planificarea așa pe o perioadă foarte lungă de timp și de-aia încercăm reset așa. Ce o să conțină vlogul ăsta și reset-ul ăsta al nostru o să conțină așa. În primul rând, organizare, că trebuie să mă organizez, nu numai cu YouTube-ul, dar cu toată existența mea, trebuie să o organizez cumva, ca să-i dau așa o direcție. După aceea trebuie să facem un pic de curățenie, fiind reset, cel mai bine se potrivește cu curățenia, hints și pijamalele, că îmi place să fac curățenie în pijamale, ca să nu trebuiască să murdăresc 3 rânduri de haine, murdăresc numai unul și mă duc și fac duș și după aia sunt plin și fresh. După aceea o să trebuiască să ne planificăm contentul și alte lucruri pe care le avem luna asta de făcut. Între timp undeva poate squeezing și ceva manicură, n-ar strica nicio pedicură, dar în special manicura îi musai. Și ce ar mai fi? Stați că îmi notasem în agenda, pentru că mi-am scos agenda la înaintare, ce credeți? Dacă tot m-am apucat să fiu organizată, păi să fiu până la capăt, deci... Ce am zis eu aici? Organizare, curățenie, planificare, așa, și... Stai că nu înțeleg propriul scris. Este bine. A, favorite. Da, avem și o secțiune de favorite în acest clip, pentru că nu o să am clip cu favorite și așa că îl băgăm în daily vlog cu totul, ca să fie bine, să nu fie rău, cum zice un mare clasic, încă în viață. Așa. No, bine. Și... Cum ziceam, m-am trezit de vreme, pe la 6, culmea, nu m-a scăit nicio mâță, m-au lăsat să dorm și numai bine că pot să mă ocup de treaba asta acum și să îmi organizez puțin existența, dar vom începe întâi de toate cu curățenia. Aia e musai, să adun, să fac, să aranjez și după aceea vom mai vedea noi ce mai facem. So, let's go, curățenie!
Thank you.
Salutare, salutare! Dar ce faceți? Este târziu. Sunt multe ore mai târziu de când am vorbit cu voi, pentru că, unu, prima oră după ce am vorbit cu voi, mi-am petrecut-o căutând un document de care mi-am adus aminte că am nevoie pentru ceva și zic unde este, că dacă a fost toată nebunia asta, că m-am apucat și am făcut curățenie pe aici, dacă tot am pus astea, rafturile și toate cele, și zic unde este, unde Dumnezeu îi. Și până la urmă mi-am dat seama că l-am scanat, nu l-am găsit fizic, dar l-am scanat, deci tot e bine. După care m-am apucat și am făcut ordine, aici cel puțin în birou și în dormitor, nu știu ce are zoom-ul meu. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. Așa, în birou și în dormitor a fost oricum destul de ok. N-a fost nevoie să fac așa curățenie intensă, pentru că, v-am zis, am făcut când am montat rafturile, dacă tot le-am montat, am făcut și curățenie. Și nu a fost chiar nevoie. Acum a venit un nor care mă enervează. Și am continuat cu restul casei. Am fiert și niște porumb între timp și după aia mi-am făcut baie. După ce mi-am făcut baie, i-am dus și vecină mii porumb, că se fiersese între timp. Am mâncat porumb, am tras un power nap așa ca să-mi revin și după aia am mâncat iarăși porumb. Și acum sunt plină de porumb până aici, deci sunt așa, dacă deschid mult gura o să iasă porumbul. S-ar putea să iasă sub formă de floricele. Da, nu știu dacă mai apuc astăzi să-mi fac unghiile, dar o să încercăm mai târziu. Dar intrăm în faza a doua a clipului nostru, și anume organizarea. Organizarea, presupunând că mi-am aranjat toate cele, îmi voi lua agenda și am făcut o parte din treabă de dimineață, dar trebuie să mai fac. Adică, de dimineață mi-am împărțit așa, mi-am făcut un calendar blank cu zilele de postare. Și da, astea sunt zilele de postare din august, pe care îmi propun să le am în august. Nu știu dacă o să-mi iasă toate, dar cu tot cu podcasturi, să știți că sunt 18 postări într-o lună. Da, cine zice că e ușor de făcut YouTube, îl invit să facă ce fac eu aici și mult succes! Și după aia pot să las să comenteze. Dar da, îmi propun să am 18. Acum nu știu dacă o să-mi iasă neapărat 18, nu știu dacă o să pot să le fac pe toate, dar eu asta îmi propun. Și ce am făcut de dimineață a fost, în primul rând, să fac asta, ca să am o hartă vizuală a postărilor, ca să-mi dau seama, și motivul pentru care folosesc astea, sticky taburile astea, este că îmi este foarte ușor să scriu pe ele și în cazul în care nu am toate propsurile necesare, nu am toate materialele necesare, se întâmplă ceva, pot să le iau să le mut, adică știți, pot să le iau să le inversez. Așa că scriu pe hârtie, să stau și să șterg, să stai, să nu știu ce, arată urât, mă enervează și așa. Deci, da, aici vor fi. Acum, ce am mai făcut a fost să îmi fac așa un brainstorming, să fac un brainstorming rapid de dimineață, în care să arunc câteva idei pentru clipuri și pentru postări și pentru podcasturi, dar trebuie să continui acest brainstorming acum și vom vorbi după, în funcție de cum mă și organizez. Pentru că organizarea asta de care zic eu presupune nu doar asta, dar și să-mi fac cumva planul măcar pe o săptămână, pe prima săptămână din august, și după aceea o să o fac din săptămână în săptămână, ca să pot să vizualizez când filmez, când am timp să filmez, când am timp să editez, când am timp să mă ocup de alte lucruri. Mi-am făcut aici o listă de obiective pe care și pe astea le-am împărțit pe categorii și revin și vă zic exact ce și cum. Un picuț mai încolo. Da, bună ziua! Ce faceți? Aseară atât am învârtit la hârtii pe aici și atât am făcut niște chestii că până la urmă nu și m-am culcat. Cam era somn, în ciuda faptului că am luat acel power nap, pauză de power nap. Și după ce am avut și eu un live pe Instagram cu voi, zic, am încercat de fapt să fie pe TikTok. M-am gândit eu așa spontan, zic, ia hai să fac un live și eu pe TikTok ca toată lumea. Și n-am făcut, că n-am voie.
Dacă am sub 1000 de urmăritori pe TikTok, nu am voie. Așa că dacă vreți, urmăriți-mă și acolo. Și pentru că nu am putut pe TikTok, zic eu, hai că fac pe Instagram. Și am vorbit, a fost o discuție care s-a prelungit acolo și a fost foarte frumoasă. Am vorbit de foarte multe lucruri acolo. Astăzi mi-am luat rochia asta pe mine din in, că am senzația că o să treacă vara și că iar nu-mi port toate rochile și începe să mă ia așa când vine frigul. Și am făcut, mi-am organizat calendarul pentru luna asta cu clipuri. Am, cum ziceam, am, cât am zis? 18, 2, 4, 6, 8, da, și cu 10, 18 clipuri, da. Luna asta de făcut, 18 materiale, pe lângă ce îmi propun pe Instagram, că la obiective, fiți atenți, stați așa, țineți-vă bine, stați că am ceva aici, s-ar putea să cadă, da, adică postiturile. Așa, la obiective mi-am propus eu că pe lângă aceste 18 clipuri să mai pun și câteva reel-uri pe Instagram și pe TikTok, și implicit le pun și pe TikTok. Și ce mi-am mai propus? Mi-am mai propus să le pun, hai să vă zic și din obiective, că am zis că îmi fac și câteva, o listă așa cu câteva obiective. Nu o să vi le zic pe toate, pentru că am, mi-am împărțit așa, am obiective personale, am pentru casă, pentru job, pentru YouTube, și, mă rog, obiective generale. Și unul din obiectivele pentru casă ar fi să dărâm un perete luna asta. Trebuie neapărat să dărâm un perete. Da. Așa. După aceea, pentru casă, de exemplu, trebuie să rezolv cu niște chestii pe aici prin curte. Trebuie să mai plantez ceva. Am și o muscă pe lângă mine care nu mă lasă în pace. Da, am multe, multe făcute așa pentru luna august. Acum eu încerc să le pun, pentru că am încercat să le fac să fie în așa fel încât să pot să le pun în aplicare, adică să le pot vedea etapă cu etapă, să le pot aranja. Am o vedea la final de lună, când o să facem reset-ul celălalt, dacă am îndeplinit sau nu toate obiectivele respective. A, mi-am propus să fac mai mult sport, gen măcar de 3 ori pe săptămână și de 3 ori yoga. We shall see, we shall see. Se anunță o lună foarte aglomerată pentru mine. Și acum, pe partea de favorite, că voiam să discut cu voi și pe partea de favorite, am să vă zic ceva. Dacă sunteți amatori de lapte vegetal, mi-a plăcut foarte tare laptele ăsta vegetal, mai am foarte puțin în el, tocmai pentru că l-am înghițit foarte repede. Este de la Carpos și este lapte vegetal cu ovăz și alune. Ovăzul mi se pare cea mai bună opțiune când vine vorba de lapte vegetal, că este, n-are gust. Și parcă are o textură puțin mai cremoasă, așa. Iar combinația asta cu alune îmi place și mai mult, tocmai pentru că este mult mai cremos. Nu știu, și parcă are o aromă foarte discretă, așa, nu, n-aș putea să zic că este sesizabilă, pentru mulți n-ar fi sesizabilă, și de aia cred că e foarte bun laptele ăsta vegetal, dacă vă place, plus că n-are îndulcitori adăugați, ceea ce este minunat. Și aș mai vrea să vă menționez o melodie care îmi place foarte mult, este de fapt un cover al lui Disturbed. Nu știu dacă îl știți pe tipul ăla, mie mi-a apărut pe YouTube și întâmplător mi-a apărut melodia asta pe TikTok. Și așa am dat de ea. Și acolo pe TikTok m-a prins cumva refrenul și după aia am ascultat-o și mi-a plăcut foarte mult varianta de la Conan, din show-ul de la Conan, nu varianta înregistrată, varianta de studio. O să vă o las în descriere pentru că e interesantă. Melodia se numește The Sound of Silence. Ea este veche, este de prin anii 70 și, dacă nu mă înșel eu, din ce am înțeles, este de la o trupă care e destul de veche din America. Dar ăsta este un cover și felul în care cântă el melodia asta mi s-a părut foarte fain. Adică s-a părut ca îmbinat așa cumva niște tehnici din astea moderne cu melodia asta și sună foarte bine. Acum, na, bineînțeles, fiecare depinde cum îi place. Și ca favoritele în luna iulie, definitely o să intre cartea asta, și anume Menajera, pe care am terminat-o și care mi-a plăcut foarte, foarte tare. Vă ziceam în clipul cu Repapu, că nu o terminasem.
Și am terminat-o și mi-a plăcut foarte tare, mi-a plăcut finalul. Am făcut și un reading vlog pentru ea care urmează să vină, cred că înainte de acest clip, și dacă este deja postat, îl las în descriere. Și de asemenea, o altă carte care mi-a plăcut foarte, foarte mult a fost Camerista. Cartea cu care confundam eu menajera, care și aia mi-a plăcut foarte tare, cu un personaj principal absolut adorabil, atipic, cu o problemă specială, și v-am povestit tot așa în wrap-up despre ce este vorba și de ce e specială persoana aia. Și sunt ambele două cărți foarte bune, ambele sunt în categoria thriller încadrate, dar cealaltă nu mi se pare neapărat că e thriller, e o carte așa mai light polițistă, dar asta da, e bunicică, e bunicică, e bunicică, chiar e un thriller foarte bun, nu știu dacă anul ăsta am citit un thriller așa de bun ca asta. Cam atât pentru mine și pentru clipul meu cu reset-ul. Iar au venit niște nori. Și ce mai voiam să vă zic? Atâta, să-mi ziceți dacă vă place ideea de clip din ăsta, dacă vreți să mai facem. Eu mă gândesc să fac la final de fiecare lună, că ar trebui să mă ajute, ar trebui să mă ajute să măcar să vizualizez lucrurile pe care le am de făcut, și dacă le vizualizez, în general, îmi este mult mai ușor să le și pun în practică. Puneți-mi dacă vă place ideea și vedem cum ne calibrăm și pe lunile viitoare. Dați un like și un share la clipul ăsta. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!